CEO la categoria Cruiserweight. Vă reamintim, urmărim campionatele europene. Așa, da, e bine făcut mențiunea aceasta, este versiunea europeană WBO, pentru că versiunea mondială e cu totul și cu totul tot altceva. Da. Să vedem adversarul și pretendentul la această centură în acest meci programat pentru 12 runde. Nuri Seferi, albanianul supranumit Tyson din Albania. Bineînțeles, locuiește nu în Albania, ci în Elveția, așa cum o face și fratele său, Sefer Seferi, care a boxat înaintea sa cu numai puțin de 3 meciuri în această seară. Este un boxer foarte iubit în Germania, are fani extraordinar de loiali care vin peste tot unde se desfășoară galele în care luptă el și îl încurajează frenetic. Se pare că e și un om de o calitate superioară. Mă refer la caracter, la valorile morale pe care nu neapărat calitățile lui de sportiv îl determină fanii să fie, da, îi se face culoar. Ce spuneam, că e foarte iubit și fanii vor să-l atingă, da, să ceară un autograf, deși nu știu cum ar putea să semneze cu mănușile de box. Da, e foarte îndrăgit, asta e important. Și va fi susținut frenetic. Deci Tomáš Lodi va lupta și împotriva unui public care va susține frenetic favoritul lor pe Nuri Seferi, deși deținător al titlului este Tomáš Lodi. El a câștigat titlul pus în joc vacant, recent. O să spui tu palmaresul, fiindcă ești un tip foarte documentat și l-ai la îndemână tot timpul. Iar vreau să vedem dacă se intonează imnurile, ca să nu mai vorbim nimic. Da. Die Freude von Ludwig van Beethoven. Und jetzt die Hymne Ungarns. Superstar, einen großen Applaus für Ramadan Krasnici Dani. Rezia murite per bashkuar per nje deshir e nje qeli e gjith ati duk ju vetuar. Të lidhim bërë
ospătim. Trei lufte pe ceaile argoet, ce își linduri travetar. Cușește pure, nu fixoet, povdesc-povdesie de șmoi. S-au făcut prezentările oficiale, acum să vedem lupta din ring, main eventul serii, este cel în care Nuri Seferi, Tysonul de Albania, își va încrucișa mânușile cu deținătorul titlului pus în joc, titlul în versiunea WBO la categoria Cruiserweight, atenție, titlul european, este vorba despre Tamás Lodi, acest maghiar vecin de-al nostru care a venit hotărât să își apere centura. Îl vedem în imagine pe Lodi, 1,86 înălțime, 90,7 kg, destul de tânăr, 24 de ani, 13 victorii, un singur meci pierdut și un singur meci terminat la egalitate. Ultimele două meciuri ale sale au fost câștigate și chiar în penultimul meci a obținut acest titlu care era vacant atunci în fața lui Jane Forsman după 11 runde din cele 12 programate în care la finalul rundei a 11-a l-a făcut knockout pe acest Jane Forsman. A fost prezentat și Nuri Seferi, 37 de ani, 1,80 înălțime, 90,7 kg, 35 de meciuri câștigate, 6 pierdute, 20 câștigate pe knockout. Ultimele două meciuri le-a câștigat și el și vine foarte hotărât să ia titlul european. Von 41 Kämpfen, 35 Siegen, 20 Mal gewann er durch K.O. Poate unul dintre cele mai importante meciuri pentru Nuri Seferi în această seară. Da, e foarte important acest meci. Un amănunt interesant pentru cei care au fost atenți la imnul național al Albaniei și au recunoscut, intonat fiind a capela de un tenor sau tenor, cred că era după urechea mea muzicală, au recunoscut, e scris pe tricolor Unire. Foarte interesant. Stă să înceapă confruntarea dintre Nuri Seferi, un albanian la origini care locuiește în Elveția de multă vreme, și Tamás Lodi, vecinul nostru maghiar. Lodi vine cu centura WBO la categoria Cruiserweight în versiunea WBO europeană și o pune la bătaie în fața lui Nuri Seferi. De foarte multă vreme așteptată această confruntare. Seferi e foarte bine cotat, numărul 6 sau 7 mondial WBO, dacă nu mă înșel. Și interesant e că el a început cariera de sportiv la 8 ani cu luptele. Bunicul lui. Da, bunicul său. Bunicul lui a fost luptător profesionist. Într-adevăr. Și la 15 ani se mută în Elveția, unde începe boxul și în paralel se antrenează și la sala legendarului Andy Hug, marele campion de Kyokushinkai și pionier al K1-ului. A avut un record perfect la amatori, de asemenea, 10 victorii cu 9 terminate prin knockout împotriva adversarului, bineînțeles. Prin 98 a devenit și campion la amatori în Elveția și apoi a trecut la profesioniști, a întâlnit nume mari, cum ar fi Giulian Ilie, chiar în Elveția, la el acasă,
E interesant că am adus aminte de acest meci pentru că el s-a desfășurat în deschiderea meciului pentru titlul mondial al greilor între Vladimir Klitschko și Tony Thompson, pe care l-am văzut noi săptămâna trecută. Am văzut mai devreme un croșeu de dreapta foarte puternic pe care l-a expediat Nuri Seferiș, care l-a zducitat serios pe Tamaș Lodi. Atât el cât și fratele său, numiți cetățeni de onoare ai orașului în care s-au născut, în Albania. Dar iată, viața i-a dus în altă parte, în Elveția. Aici unde Nuri Seferi pare să facă performanță. Seferi, mănușile roșii, adversarul său Tamaș Lodi, mănușile negre. Cum bine amintai palmaresul lui Tamaș Lodi, înregistrăm acolo o singură înfrângere în fața lui Ilunga Macabu, căruia îi se spune artistul knockout-ului. Deci, a fost artist, se pare, și a reușit să încheie ostilitățile foarte frumos printr-un knockout. Așa că e singura înfrângere, într-adevăr, în palmaresul acestui sportiv tânăr de 24 de ani, care vine foarte încrezător în forțele sale și vrea să păstreze acest titlu important pentru el. Și, cum spuneam noi, titlurile europene de genul acesta sunt rampe de lansare pentru titlurile mondiale și pentru intrarea în circuitul adevăraților campioni. Bineînțeles că așa decurg lucrurile în mai toate sporturile. Mai întâi joci în ligile mici, la junior și tot așa, și apoi începi să urci scările către glorie până ajungi în vârf. Bineînțeles, nu tot timpul este cazul, dar toți sportivii de înaltă performanță asta încearcă, să ajungă în vârf și apoi eventual să se retragă sau chiar să continue, cum există atâtea nume, exact, în istoria sportului în general. Bine că ai amintit de un mare campion care este Octai Urcal, antrenorul lui Nuri Seferi. Deci un mare boxer, un mare campion care își continuă această carieră frumoasă ca și antrenor și ridică niște sportivi de renume ca acest Nuri Seferi. El a antrenat la rândul său de Uli Wegner. Deci un circuit al apei în natură, cum învățam noi când eram copii la chimie. Frumos. S-a dus prima repriză din această confruntare între Tamaș Lodi, mănușile negre, și Nuri Seferi, mănușile roșii. Deocamdată cei doi își fac încălzirea, se tatonează mai degrabă. Să nu uităm, meciul este programat pentru 12 runde. Și Lodi, cel puțin până acum, am să văd imediat dacă este cazul și al lui Nuri Seferi, nu a boxat prea multe meciuri lungi. A boxat meciuri de 4, de 6 runde, unul de 10, acela pe care l-a pierdut și aminteam de el, și unul de 12 în care a câștigat titlul pe care îl apără în această seară. Ar fi cam al treilea meci de lungă durată pentru vecinul nostru maghiar. Vedem, dacă ar fi să analizăm pe scurt până acum aceste prima repriză și jumătate din a doua, un Nuri Seferi mai puternic și care caută lovitura decisivă și un Tamaș Lodi mult mai mobil, care se bazează pe multă mișcare în ring și pe combinații de la distanță puțin mai mare. I-au intrat destul de bine uppercuturile de dreapta lui Nuri Seferi și în repriza anterioară și acum de câteva ori. Bun! Deci se prevede o combinație favorită a lui Seferi, dublu jab cu stânga și uppercut de dreapta. Interesant. Un croșeu de dreapta ușor depășit la în ideea lui de a contraataca Tamaș Lodi.
În această seară să știi că este și o întâlnire, o confruntare, mai bine spus, a generațiilor, având în vedere că Seferi are 37 de ani, iar Tomaș Lodi doar 24. Da, asta e un meci pentru relansarea carierei lui Nuri Seferi. Dacă nu câștigă, va intra într-un cont de umbră, pentru că el își dorește foarte tare revanșa cu Marco Huck pentru titlul mondial. El a fost învins în 2006 de acest Marco Huck, pe care reține, el îl consideră cel mai mare boxer din lume la categoria respectivă. Deci îl admiră foarte și respectă, da? Foarte interesant, da, foarte tare. Și își dorește revanșa. Deci dacă nu va reuși să câștige acum, nu cred că îi va mai da niciun fel de revanș. Acest avânt pe care îl are, sigur, îi va fi tăiat. Îi vor fi tăiate aripile. Nu cred că vor fi tăiate cele ale domnișoarei din imagine. Știi cum se spune, mai pot fi scoase doar cu foarfeca sau cu laserul. Da. Mă referam la tatuaj. Nu comentez, da. Hai să revedem cele mai frumoase lovituri, cele mai clare din această repriză a doua. Runda a treia, aceiași protagoniști în ring, Nuri Seferi, mănușile roșii, contra lui Tamaș Lodi din Ungaria, mănușile negre. Aminteam din palmaresul lui Nuri Seferi că vine după două meciuri câștigate. Unul l-am văzut și l-am comentat împreună împotriva lui Gusmir Perdomo, iar celălalt, iubitorii boxului l-au putut vedea câștigând împotriva lui Steve Herelius. E o poveste destul de interesantă. Wow, un uppercut de dreapta și un croșeu de dreapta combinate frumos. Steve Herelius a fost descalificat în repriza a șaptea. Mă opresc că au început să deja lovească bine și repede, da. Se desfășoară în alt rid. Da. Lodi foarte prezent în luptă. A avut câteva momente magnifice. Nuri trebuie să-și revină rapid. Altfel va avea probleme. Da, contra bine cu croșeul de stânga. Dacă suntem puțin atenți, Nuri Seferi se duce tot timpul cu capul înainte. Asta a făcut și cu Steve Herelius, cu francezul, l-a tot lovit și el a ripostat. Arbitrul a oprit meciul, dar francezul a continuat, a cărea niște pumni peste spinarea arbitrului, l-a lovit și pe arbitru, care evident că a descalificat sportivul francez automat și a câștigat. Deci, iubitor, pe bună dreptate. Pe bună dreptate, da. Nu lovești după stop. Sigur, după stop, chiar dacă ești nervos, frustrat, focusat trebuie să te controlezi. Focusat pe ceea ce sigur, faci sigur. Da, tot te oprești. Și Steve Herelius e un tip la vreo 2 metri, 100 și ceva de kilograme, îți dai seama. Cam neplăcut pentru spinarea arbitrului care a încasat câteva. Într-adevăr, foarte neplăcut. Mă bucur că ostilitățile încep să fie de ambele părți din ce în ce mai multe, mai puternice. Da, încep să-l dea mai tare amândoi și mai precis. Se va duce o luptă, un război de uzură. O, ce croșeu, păcat că n-a atins în totalitate figura lui Tamaș Lodi. Și Lodi are mulți susținători aici, chiar un conațional de-al său a boxat anterior, a fost învins cei drept, însă ne-a dezamăgit. Ne-a și încântat cu și, bine, show-ul făcut în ring. S-a fost un pic răutăcioși, dar de data asta trebuie să remarcăm că boxerul Tamaș Lodi este o speranță clară a boxului din Ungaria și îl felicităm pentru modul în care arată că s-a pregătit foarte serios pentru acest meci. Înalt, masiv, bine pregătit, îl vedem și pe managerul Erol Ceilan. Într-adevăr, cel ce
manageriază câțiva sportivi de mare valoare. Chiar și pe Iulian Ilie, pe care l-am amintit noi mai înainte, care a fost campion IBF International, dacă nu mă înșel, la cruiser. Dacă nu mă înșel și fac o paralelă, ar fi următorul... Dumnezeule, ce-mi scap acum. Vestitul promoter american, Cu Trabuc Don King. Bine, să împrumute numai lucrurile bune, pe care le-a făcut Don King. Don King a nenorocit mulți boxeri. Și i-a pe și ajutat, Mike Tyson, din păcate. Dar i-a și furat, cu alte cuvinte. Mike Tyson îi poartă o ură fantastică. Cred că și după moarte îl va ură pentru tot ce a pătimit și câți bani a pierdut din cauza sa. Da. Vremuri care au trecut, noi revenim la partida noastră de aici, din Hamburg, Germania. Partida pentru titlul WBO european la categoria Cruiserweight. Nuri Seferi, mănușile roșii, mănușile negre pentru Tamás Lodi. Maghiarul, vecinul nostru, și-a apărat titlul de curând obținut. Și îl apără cu ferocitate, bine pregătit, cum puncta în runda anterioară. Nu a venit ca la o bătaie în curtea școlii, a venit cu un bagaj tehnic bine pus la punct, chiar dacă nu-l ajută prea mult experiența, având doar 24 de ani, curajul. SMA, el a câștigat 13 meciuri, pe când Tysonul din Albania, Nuri Seferi, 35. Aproape de 3 ori mai multe meciuri. El vrea să arate că nu degeaba, că n-a fost o întâmplare când a câștigat acest titlu pus în joc vacant. Și l-a câștigat datorită calităților lui de campion. Și aceasta a patra repriză a început foarte puternic. S-au schimbat până acum niște lovituri dure și care au intrat și de o parte și de cealaltă. Seferi are mici probleme de partea cealaltă. Maghiarul Tamás Lodi știe să facă pasul în lateral, știe când să facă pasul înapoi, de asemenea știe când să lovească. Imediat după atacul lui Seferi vine și replica din partea lui Tamás. Lui Lodi intră mai bine jab-ul de stânga, iar lui Seferi croșeul de dreapta. Deci unul luptă mai bine de la distanță mai mare. Acum m-a contrazis și a dat și croșeu de stânga. Se feri foarte bine. Da, la capitolul apropiere, acoperirea distanței față de adversar cu tehnică, stă puțin mai slab Tamás Lodi. Seferi clar e un boxer de tip slugger. Lovituri puține, dar puternice. Caută să se apropie, să stea la o distanță convenabilă, să lanseze lovituri foarte dure. Celălalt, cred că ar fi mult mai combinativ dacă ar lupta cu un alt gen de sportiv și nu atât de dur și de puternic cum este Nuri Seferi. Pentru Seferi, clar că acest meci este totul sau nimic. Chiar tu spuneai la începutul partidei că are nevoie de acest plus de încredere pentru a-și relansa cariera și a-și lua revanșa în fața lui Marco Huck. Marco Huck, și dacă vrea să fie nominalizat challenger vreodată, trebuie să de câștige. Acest... Are 37 de ani. Adversar. Da, nu mai are mult în fața lui ca și carieră, deși Bernard Hopkins ne contrazice, are 48-49 de ani și încă boxează. Îl aminteam pentru boxul murdar la care este rege, dar e și un mare campion. O viață în ring, o viață dedicată sportului, boxului, sigur, mai bine spus. Sigur. Și care se antrenează exemplar din punct de vedere a pregătirii fizice. El stă bine întotdeauna, fiindcă e constant în pregătire, nu doar pentru meciuri. Runda a cincea, așadar, în confruntarea dintre Nuri Seferi, mănuși roșii, și Tamás Lodi, mănușile negre.
Ușor, ușor, Seferi pare să pălească sau, mai bine spus, a băgat capul la cutie, așteaptă, în timp ce mai tânărul Tamaș Lodi, maghiarul, forțează din ce în ce mai curajos, mai agresiv, încearcă combinații de lovituri pe care le aplică unui Seferi mai static. Da, Lodi în fiecare început de repriză lovește mai tare și îl contrează de mult mai multe ori pe Seferi, dar pe măsură ce se apropie jumătatea reprizei, începe să scadă ca și intensitate, din păcate, pentru el. Seferi, ăsta e stilul lui, uite-l, nu are mișcare, nu are joc de picioare, se apropie și lansează, de asta se și spune că ar fi o replică a lui Tyson, dar Mike Tyson când se lansa era un uragan. Oh, ce dar are mult din stilul. Seferi. Da, scuză-mă, are mult din stilul lui Mike Tyson, într-adevăr. Privește-l cum se apropie, cât un pic, cât un pic, cât un pic. Tyson era genial în ceea ce privește folosirea corpului. Ai văzut cum făcea Viorel Simion? Da, într-adevăr. Da, asta făcea și Tyson, ieșea pe sub și Tyson avea 1,80 m, nu era înalt. Și a pus la pământ coloși, coloși. Nu mai voia nimeni la un moment dat să boxeze cu el. I se dăduse porecla de cel mai periculos om după pământ. Excepțional. Îl evitau, nu mai voiau să boxeze. Ei, tu acum știi foarte multe pentru că ai urmărit de curând documentarul despre el. Da. Dar hai să vedem ce se întâmplă în ring. Se încing spiritele. Sala alături de Nuri Seferi. Maghiarul într-un moment de slăbiciune. Pare să aibă multe probleme. Ce spuneam, că Tamaș Lodi va avea de înfruntat doi adversari, pe cel din ring și publicul frenetic, care susține frenetic favoritul lor în seara aceasta, pe Nuri Seferi. Oh, din nou un uppercut ratat de această dată, însă au fost vreo două care au intrat, unul a intrat clar, celălalt pe jumătate, să spunem așa, a fost clătinat serios maghiarul. Da, da, e o lovitură foarte puternică. Păcat că în prima repriză mi-a arătat o combinație care mi-a plăcut foarte tare, Nuri Seferi. Dublu jab de stânga plus uppercut de dreapta care a intrat și a dat cap pe spate ungurului. Vedem și acum o dreaptă frumoasă. Încă una a lui Lodi, o directă bună. Nu este chiar atât de... Nu, e capabil de lovituri de, da, foarte puternici. De slab Lodi. Am spus, spun slab prin comparativ prisma cu Seferi. Exact, da, da, da. Pentru că este o confruntare între generații. 24 de ani ai vecinului nostru maghiar contra 37 ai lui Nuri Seferi și, bineînțeles, experiența acumulată în privința celor asta doi. Asta e, asta este problema, că a câștigat 35 de meciuri, 20 prin knockout, dar și ungurul stă bine, 13 victorii, 11 prin knockout, și aproape toate meciurile câștigate prin knockout. La cât de masiv este, de înalt și de puternic Lodi, nu m-aș fi așteptat la altceva din partea sa și cât a încasat din partea lui Seferi, adică au fost câteva lovituri clare și puternice și nu a cedat. Ripostează Lodi foarte bine, chiar este de acolo din... o ploaie de lovituri care se abat asupra lui, uppercuturi și croșee, și iese bine, gândește și lansează contra de dreapta mai tot timpul, directă sau croșeu de dreapta. E talentat, acest ungur e foarte talentat. Se reia confruntarea dintre Nuri Seferi, mănușile roșii, și Tamaș Lodi, mănușile negre. Un albanian la origini, născut în Macedonia, care locuiește în Elveția, contra unui vecin de-al nostru din Ungaria. Frumoasă analogie. Ai făcut o incursiune așa în istoria Europei. Este chiar istoria lui Seferi. Și care desfășoară un meci în Germania, așa trebuie să-l chei. Da. A trecut la atac ungurul nostru. Trebuie. Bine faci. În runda a 5 a avut probleme, a avut vreo două momente de cumpănă de care a trecut cu succes. Dar trebuie să-și punem valoare alongea și văd că
Stă bine la capitolul 1-2-uri, jab cu directă, jab cu croșeu. Dar cu Tysonul albanez nu e bine să te joci. Dacă nu-ți intră jabul sau directa și reușește să facă trecerea pe dedesubt și te lovește, te pune la pământ cu siguranță. Ei, ho-ho, ce contră frumoasă! Un meci frumos până acum. Ritmul este unul constant. Asta pentru că cei doi au de stat în ring numai puțin de 12 runde. Seferi a mai tot boxat câte 12 runde. De partea cealaltă, adversarul sau mai puțin. A fost o lovitură joasă, clară. Nu știu dacă arbitru a văzut-o. Cred că n-a văzut-o din unghiul în care... Ba da, uite, se duce și îi spune să respire, să-și revină și acum îl va avertiza pe Seferi. Dacă repetă, cu siguranță va fi depunctat. Și pe bună dreptate, fiindcă îl pune... Îi reduce capacitatea de luptă adversarului său printr-un gest total nesportiv. Și ar fi păcat să... Sigur. Să se destabilizeze balanța, care până acum este în echilibru, exact, între cei doi. Un meci prea frumos ca să fie umbrit de astfel de lovituri. Sigur, prea joase. Să punem pe seama neatenției, o greșeală, o chestie involuntară. Bine, ce frumos. Uite ce frumos a așezat. Acum și... face, într-adevăr, dovada poreclei sale de Tyson din Albania. Și publicul la scenă deschisă aplaudă și strigă Nuri, Nuri. Foarte iubit aici, în Germania, nu numai în Hamburg, unde ne aflăm, pe CU Arena. Hai să revedem câteva dintre cele mai frumoase combinații și cele mai clare. Puternic acea lovitură la corp. Aici a fost lovitura sub centură. Nu cred că a fost intenționat. Nu, n-a fost. În febra momentului atacului, da, el fiind mai scund, a coborât centrul de greutate, mult. Celălalt s-a ridicat și s-a întâmplat. Am trecut de jumătatea partidei dintre Nuri Seferi și Tamas Lodi pentru centura WBO la categoria Cruiserweight în versiunea europeană, atenție. Suntem în runda 7. Lodi, vecinul nostru maghiar, mănușile negre și deținătorul acestei centuri pe care am amintit-o, mănuși roșii pentru Nuri Seferi. Până acum are un ușor avantaj Seferi, a avut câteva lovituri mult mai clare și pe parcursul fiecărei reprize el lansează mai multe lovituri în țintă. Așa că Tamas Lodi ar face bine să puncteze și el mai mult și mai clar. Am văzut mai devreme un croșet de dreapta bine atins în țintă, foarte frumos, al lui Nuri Seferi. După acel moment de cumpănă pe care l-a avut prin repriza a 5-a, dacă nu mă înșel, maghiarul Tamas Lodi, a reintrat în ring mai efervescent. A început să atace, dar a fost rapid readus în ritm de către, da, Nuri Seferi. Nu l-a lăsat, nu i-a permis prea multe Lodi, Nuri Seferi. La... pus la respect, cum se spune. Exact. Și lovește puternic. N-ai ce să faci. Din partea Nuri Seferi nu te poți aștepta la un ritm mai rapid, dar te poți întotdeauna aștepta la lovituri extraordinar de puternici. Hand-on, hand-on, hand-on.
păcat. Pare conservator, pare chiar precaut Nuri Severi, însă nici de cum. Chiar tu spuneai că este una dintre strategiile sale. Se apropie, își erodează adversarul psihic și explodează. Fizic. Exact. Explodează. Când simte distanța optimă, lovește cu maximum de forță. De seama, el se bazează pe foarte multe lovituri după ce a făcut scăderea de nivel. Deci urcă, lovește extraordinar de tare. Foarte sigur pe el, foarte matur Nuri Seferi. Lodi are o armă foarte bună, dar nu o folosește la potențial maxim, directa de dreapta. Lovește cu ea bine, e și puternic și ca tehnică o lansează bine, din păcate o lansează foarte rar. Este tânăr, mai are timp să-și perfecționeze tehnica. Deocamdată trebuie să găsească o soluție împotriva atacurilor lui Nuri Seferi și nu pare să o găsească încă. E în mare dificultate. Asta trebuie să facă. Mișcare, să-l plimbe și să-l contreze. Salvat de gong. Tânărul Tamás Lodi, vecinul nostru din Ungaria. Gândește, Seferi are o strategie foarte bună. Pe fiecare final de rundă accelerează. Lucru care rămâne foarte bine întipărit pentru arbitri când punctează pe fișe. Dă dovadă că resursele de energie sunt încă la un nivel mare, ridicat pentru el. Și ce atacuri lansează pe final. Vedem ce poate să facă, cât de periculos este de aproape. A făcut la timp pasul înapoi cel din imagine. Tamás Lodi pe final de rundă și a scăpat de furia lui Seferi. Runda 8-a. Nuri Seferi, mănușile roșii. Tamás Lodi din Ungaria, mănușile negre. Ce croșeu de stânga a încasat. E depășit Tamás Lodi. Trebuie să recunoaștem. Toate reprizele la început, el puțin mai bine, dar acum văd că nu mai are nici resurse fizice la fel. Și la capitolul lovituri încasate, deja Nuri Seferi are un plus de putere datorită tehnicilor de aproape pe care le-a lansat până acum. Experiența își spune cuvântul. Un meci între două generații. 24 de ani, repet, pentru tânărul Tamás Lodi față de 37 pentru Nuri Seferi. O diferență mare, biologic vorbind, mare, dar cu o pregătire de excepție se poate înlătura acest impediment. I-au intrat bine croșele de stânga la corp și croșele de dreapta lui Seferi la figură. Să nu fim înțeleși greșit, foarte talentat vecinul nostru, maghiar, tânăr, bine clădit, se vede că este un real talent. Doar că trebuie să-și perfecționeze tehnica și, bineînțeles, capete experiență. Se pare că întâlnește astăzi cel mai dificil oponent din cariera lui. Nu a văzut arbitrul, dar a fost o lovitură mai mult dată cu cotul. Cu cotul, da. Deci poziționarea greșită duce la eventuale accidentări pentru că nu poate să ia decizie arbitru. Aici a lovit și cu capul Nuri Seferi. Asta a fost replica la o lovitură nepermisă. Da. A venit o mică demonstrație din partea lui Seferi că, hei, pot să fac și eu așa dacă vrei să ne jucăm așa. Și o fac mai finuț, că știu mai bine. Până la urmă și boxerii sunt oameni și au reacții necontrolate uneori, unii dintre ei. Până acum toate meciurile au fost în spiritul fair play-ului și chiar și această contă din partea lui Seferi a fost tot într-un fel o demonstrație de fair play. Doar că i-a spus, hei, puștule, stai cu minte că pot să joc și eu murdar. Hai să fim
Ori suntem bărbați, ori nu mai sunt. Corect, să luptăm cinstit și să plece acasă cel mai bun cu titlul, sigur. Ultimele secunde și să vedem dacă va forța din nou Seferi, așa cum ne-a obișnuit. Forțează cu siguranță. Da, îi aparține iarăși finalul de rundă, îi aparține lui. Dar ce denotă asta? Că trebuie să ai o pregătire fizică de oțel. De oțel, ca să fii în stare la finalul rundei să punctezi foarte clar. Profităm de scurta pauză și anunțăm și noi un concurs ce se desfășoară până pe 25 iulie, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de Eurosport. Noi vă invităm să vă testați calitățile de comentatori TV. Mai multe detalii despre acest concurs pe, atenție, 25live.eurosport.com. Puteți câștiga 3 mari premii. Sportul ales determină și premiul. Sporturi cu motor, bilete VIP la o cursă WTCC, ciclism, Turul Franței, tenis US Open. Revenim la confruntarea de mare interes și de o calitate impresionantă între Nuri Seferi, care este acum în acțiune, mănușile roșii, și Tamás Lodi din Ungaria pentru titlul în versiunea WBO, titlul european în această versiune la categoria Cruiserweight. Un meci de alt calibru decât cel de la categoria pană, în care a câștigat compatriotul nostru Viorel Simion, dar de asemenea un meci frumos. Și pe măsură ce se apropie finalul, vedem lovituri mai puternice, dorință mai mare de a câștiga din partea ambilor boxeri și un Tamás Lodi puțin mai ofensiv decât a făcut-o până acum. Mai trezit la realitate, mai conștient de adversarul pe care îl are în față. A încercat frumos să iasă cu un uppercut, nu l-a surprins însă pe Seferi. Din nefericire, Tamás Lodi nu folosește alonja deloc și îi permite lui Seferi să se apropie și să lovească puternic, cum o face, uite, și acum un croșeu la corp. Una dintre armele cu care a punctat foarte bine până acum Seferi a fost croșeul stângă la corp. Uite-l. Oh. Deci poate să dea și Tamás Lodi bine. A lovit puternic, dar s-a clintit prea puțin Nuri Seferi. Și ambele lovituri, directele de stânga și de dreapta, au ajuns direct în figura lui Seferi. Adică, mai clar de atât, dar nu cred că poate fi. Ar fi trebuit să înțeleagă Tamás Lodi că nu trebuie să oprească după două lovituri, să adauge mai multe. Și sau apoi să se lege cu niște combinații la corp. Da, și să iasă, să iasă apoi, să nu-i permită lui Seferi, cum a făcut mai devreme, să contreze cu un uppercut, un bărbie de stânga. Uite-l aici, iar un uppercut de dreapta bună în bărbie. Nu a fost extrem de puternic, însă a fost resimțit de mai tânărul Tamás Lodi. Lasă pe Tamás Lodi cu bună știință să lovească jabul printre brațele sale Nuri Seferi, ca apoi să-i dea o replică cu croșeul stânga la ficat. Un tip dur care acceptă să fie lovit ca să poată să riposteze mai tare. Un moment dificil pentru Tamás Lodi, a încasat 3-4 lovituri în plină figură, directă, jab, croșeu, acum un uper cu care șterge bărbia și din fericire îl salvează gongul. Din ce în ce mai sigur pe el Nuri Seferi, din ce în ce mai sigur pe victorie, mai concentrat, mai focusat, cum spuneai și tu, el vrea să termine acest meci cu o victorie pentru a putea primi șansa să își ia revanșa în fața lui Hook. A încasat aici Seferi. A încasat geaburile prin gardă.
dar parcă n-au niciun efect asupra lui, dacă ne uităm foarte atent. Uite, și e foarte rezistent. Se poate spune același lucru și de cel din imagine, de Tamas Lodi. Să devină, pe măsură ce ne apropiem de final, mai inventiv Tamas Lodi. Hai să vedem. Runda a 10-a, exact, dintre cele 12 programate. Ar puncta foarte bine. Trebuie să arate altceva, să scoată din bagajul lui tehnic ceva nou, să vină cu ceva care să-l surprindă pe Seferi. Seferi se concentrează la începutul acestei runde pe loviturile la corp. Două, trei aruncate până acum. Una a și intrat. Replica vine în aceeași măsură din partea lui Lodi. Intră și iese. Nu continuă după ce dansează două lovituri, se oprește, se retrage. Cred că nu are nici experiența necesară, dar nici încredere în ceea ce poate cu adevărat acest Tamas Lodi și de ce nu se teme de replica pe care i-a dat-o Seferi până acum, de la mică distanță. Uite, s-a oprit atunci când putea să conducă ostilitățile, să atace din nou. Sincer să fiu, am impresia că l-aud în căști dintr-unul dintre colțuri pe Bully Wagner. Cred că mă înșel însă. Poate m-am obișnuit prea mult cu vocea sa. Da, seamănă într-adevăr o voce cu a lui Uli Wagner. Da. Poate fi cea lui Octai Urcal, cel care este în colțul lui, da, Nuri. Da, el este, exact, vocea lui. Deci am promutat și dicția, intonația de la mentorul său, de la Uli Wagner. Adevăr e că sunetele înalte sunt auzite mai ușor, mai, deci o voce mai ascuțită puțin se aude mai bine. Ne apropiem de ultimul minut al reprizei a 10-a. Loviturile devin din ce în ce mai puternice. Atacă fără pauză Nuri Seferi. Atacă și la corp și la figură. Nu contează că intră loviturile în gardă sau își ating ținta. Știi punctează, cum, exact, punctează. Știi, este ca acea zicală. Nu ai mingea, tragi la poartă. La poartă. Deci, da. Nuri Seferi chiar trage, asta face. Trage la poartă, orice, da, unghi, punctează. Nu contează. Tamas. Vrea să-și sufoce, pur și simplu, adversarul, da, mai tânăr. Tamas Lodi nu a venit cu nimic nou și a încasat și în această repriză câteva lovituri dure la corp. Vedem și acum că încasează câteva croșee. Nu știu ce facă, iar finalul de repriză îi aparține încă o dată lui Nuri Seferi. Și păcat, tinerețea lui nu ne arată că ar beneficia de prospețime, de ceva cu care să îl pună în dificultate pe Nuri Seferi, cu câți ani este mai în vârstă, cu 13 ani, dacă nu mă înșel. Da, într-adevăr. 13. L-am văzut îndreptându-se spre colțul său, extrem de lent pe Tamas Lodi, cu brațele lăsate. Ușor resemnat. Exact. Păcat. Să sperăm că va mai rezista aceste ultime două runde. Runda a 11-a stă să înceapă, aceiași protagoniști în ring, Nuri Seferi, mănușile roșii contra lui Tamas Lodi, mănușile negre pentru centura la categoria Cruiserweight în versiunea WBO europeană. O centură deținută în acest moment de mai tânărul Tamas Lodi. Octai Urcal îi spune Nuri Seferi să folosească jabul, să-l oprească și să-l atace cu jabul de stânga.
Știi ce mă surprinde foarte tare? O strategie pe care ar fi putut-o aplica dacă avea resursele de energie Lodi. Ai observat că Nuri se feri și a găsit un ritm încă de la începutul meciului și l-a menținut. Exact. Dar în schimb l-a menținut în același ritm și pe adversarul său. Da. Pe când Lodi ar fi trebuit să-i rupă ritmul lui Seferi, să încerce el să-l sufoce, chiar dacă nu cu lovituri clare, dar cu un volum mai mare de lovituri. Foarte bună remarca ta, pentru că e mai tânăr, pentru că deține titlul. El, în schimb, a făcut jocul lui Seferi. El nu și-a făcut jocul propriu până acum, da? Nu sunt sigur dacă cei din colț nu i-au spus acest lucru, doar că... Hai să ne gândim puțin logic. Ești cu 13 ani mai tânăr, deții titlul și lupți defensiv, intri în jocul lent al adversarului tău care e lent și puternic. Cum demonstrezi tu că vrei să câștigi și să-ți păstrezi titlul? N-ai nicio șansă. Exact. Să nu ne grăbim să tragem concluzii, se poate întâmpla orice, corect. Un minut din această rundă a 11-a și încă o rundă, ultima, a 12-a, în care cred eu că lucrurile vor sta altfel, dar acolo va fi care pe care. Se va dezlănțui iadul, că tot aminteai că această gală se numește Evil Fight Night. Evil Fight Night, da. Se va dezlănțui iadul în acest loc în Hamburg. Uite-l pe Seferi cum vrea să încheie în forță repriza. Am văzut un blocaj frumos la croșeul lansat de Lodi. Să nu uităm că Lodi și-a făcut knockout adversarul atunci când a câștigat centura pe care o deține acum și care este pusă în joc în runda 11-a. Deci atunci s-a dezlănțuit și el. Ar cam fi momentul să se dezlănțuie și în fața lui Nuri Seferi, dar 1. Nu mai are timp și 2. Adversarul este cât un munte. Jubilează Octai Urcal în colț pentru reușita undoiului al lui Nuri Seferi. Jab de stânga și directă de dreapta în plină figură și se încheie cu un Tamaș Lodi mergând ca un om mare și greoi și epuizat și un Seferi păstrând același ritm de la început și până la sfârșitul meciului aproape. Nu pot să nu remarc fetele din această seară. Deci au făcut spectacol, au fost active, efervescente. Dar ele încercau să atragă publicul, frenezia publicului, da, să încurajeze ambii combatanți, sigur. Pentru că a fost un meci frumos. Foarte, foarte frumos. Dominat de fair play, de o tehnică excepțională. O bunduelă al generațiilor, cum spuneam și repet, 24 de ani contra 37. O seară frumoasă pe care au reușit să o pună în scenă cei de la SE Boxing Promotion, aici în CU Arena din Hamburg, Germania. Și să vedem dezlănțuirea răului, între ghilimele, Evil Fight Night, iadul pe acest ring. Cei doi vor da tot ce au mai, tot ce le-a mai rămas bun ca tehnică, ca resurse fizice, vor face totul să câștige. Până acum, din punctul meu de vedere, Seferi conduce la puncte. Lodi nu are șanse decât dacă îl face knockout pe Seferi. Și la câte lovituri puternice i-a aplicat lui Seferi, directe, croșee, în care chiar a pus forță serioasă. Nu a reușit să facă acest lucru. Ce ar fi deosebit pe final, aici unde rezerve de energie sunt pe terminate, să fim serioși. O lovitură norocoasă. Ei? Deci asta ar fi o șansă a lui, asta nu o lovitură norocoasă. Cât de norocoasă să fie împotriva lui Seferi. Bine, acum să nu părem subiectiv, deși Seferi a punctat mai clar, a fost boxerul mai prezent, mai combativ și care dă dovadă și de o pregătire fizică mai bună, deși are 37 de ani. Dar orice e posibil. Da.
luptat mai mult ca un pretendent în această seară. Dacă n-am fi cunoscut Palmaresul, am fi zis că Tamaș Lodi este challengerul, din păcate pentru el. Strategia, modalitatea în care a abordat această luptă a fost total greșită. Când el urca în ring cu centura pe umăr, trebuia să arate că el e numărul 1. Chiar și în duelul psihologic, măcar. Corect. Dar nu. A fost dominat clar, de capul al fine, de către mult mai experimentatul Nuri Seferi, care, iată, își intră în ritmul de final. Încearcă să-și intre vedem acel ritm. Puține. E clar că Tamaș Lodi n-a putut să facă față forței de lovire ale lui Nuri Seferi. Loviturile lui au fost prea puternice pentru acest Tamaș Lodi. Și am să completez și volumul lui mare de lovituri pe care Seferi l-a aruncat către adversarul său. Ultimele 20 de secunde. Seferi a terminat fiecare rundă în forță. Să vedem dacă va face de această dată. Echipa lui Seferi nu își mai găsește locul în colț. Pe când cea lui Tamaș Lodi așteaptă resemnată să încheie meciul și poate printr-un miracol să-i dea cumva decizia arbitrii judecători, deși ar fi strigător la cer. Mă gândeam că tu te gândești la knockout, dar nu mai este timpul. Nu mai are șansă. Bun. Ce frumos! Și încheie într-o manieră de mare campion Seferi. Exact. Uite sala. Privește spectatorii care se apropie de ring. Sale arhiplină. Frenetici. Sale arhiplină. Mie îmi pare extraordinar de bine când văd așa ceva. Un eveniment sportiv la care sala să fie arhiplină. Stadioanele pline. Asta trebuie să vedem. O capacitate de 3000 de locuri are această sală de pe CU Arena din Hamburg, Germania. O sală care este acasă pentru echipa de volei și de și de handbal a Hamburgului. Echipele locale, bineînțeles. Revedem combinațiile reușite din ultima repriză ale lui Nuri Seferi, de parcă abia ar fi început ostilitățile cu adversarul său din Ungaria. Pe bună dreptate merită să câștige și cariera lui este relansată. Aminteam de, și îți mulțumesc că m-ai completat cu informația, aminteam de imnul național al Albaniei, melodia, muzica, este într-adevăr pe al nostru strag Eschis Unire, compus de marele nostru Ciprian Porumbescu. Versurile sunt ale lui Andrei Bârseanu și, bineînțeles, melodia este în prezent imnul Albaniei. Ce seară frumoasă aici la Hamburg! Fanii ai boxului, sărbătoare în colțul lui Nuri Seferi, mare campion, exact victoria de care avea nevoie pentru a-și relansa cariera și pentru a-i da vigoare atât mentală cât și fizică pentru o eventuală viitoare revanșă contra lui Marco Huck. Pentru că asta își dorește. Da, sigur, și cu această victorie cred că a intrat în top 5 la nivel mondial al boxerilor de categorie cruiser și poate fi luat în considerare ca un viitor challenger pentru titlul mondial. Ușoară degringoladă în ring, ușor surprins ring announcerul. Nu înțelege ce se întâmplă. Manfred Kügler aus Deutschland scorte den Fight 118-110. Da, e de partea lui Seferi decizia. Montella aus Rom in Italien scorte den Kampf 119-109. Ușor deranjat de acest moment Tamaș Lodi, da. Noul campion european în versiunea WBO la categoria cruiserweight este Nuri Seferi.
O victorie pe deplin meritată și care încununează o seară magnifică de box. Telespectatorii noștri au avut ce vedea în această seară, ca întotdeauna când Eurosportul numărul 1 la nivel de canale de sport în Europa difuzează aceste minunate gale de box. Și spectatorii din sală, chiar cei care au dat 60 și ceva de euro pe bilet, au început, au început de la 20 de euro și au mers până la 60, bineînțeles, corect, în funcție de locul în care au fost bilete. Ne apropiem de finalul serii aici, victoria așadar pentru Nuri Seferi. Puteți încerca și aplicațiile pentru telefoanele mobile în cadrul Eurosportului și nu uitați de acel concurs. Se caută un comentator la nivel internațional la Eurosport. 25live.eurosport.com este site-ul pe care trebuie să-l accesați. Printre premii, în funcție de sportul pe care îl alegeți, se numără bilete VIP la o cursă WTCC pentru sporturile cu motor, ciclism, bilete VIP la Turul Franței și în ceea ce privește tenis, bilete VIP la US Open. Până la următoarea noastră întâlnire cu boxul, noi suntem Adrian Alecu și Alex Poponeci. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți pe Eurosport. Seară frumoasă!